Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În ianuarie, îndreaptă spre avantajul tău climatul astral deosebit de favorabil pentru a-ți realiza dorințele și ambițiile, la rândul lor, Venus, Soarele și tânăra lună se alătură lui Saturn în semnul tău și, datorită acestor energii dinamice, Viața ta va străluci în curcubeie cu noi proiecte, ieși din starea inertă în care era înainte, datorită lui Jupiter și norocului adus de el, ți se vor prezenta oportunități care îți vor aduce o plăcere incredibilă. Cu toate acestea, pentru a face tot ce este mai bun din această încărcătură astrală, sau ca să te simți în cea mai bună dintre lumile posibile, va trebui să te confrunți cu reticența celor din jur de schimba obiceiurile. La rândul tău, încearcă să răspunzi la ceea ce se întâmplă nu cu componenta ta vulcanică, ci cu componenta ta rațională, limitează-ți dorința de independență și cântărește încet argumentele pro și contra înainte de a lua o decizie. Dragoste, Marte continuă să-ți revitalizeze sfera amoroasă, el va rupe rutina care ți-a ținut pânzele jos pe catarg și te face să te ascunzi în chila navei ce te poartă în viață. În această atmosferă, poți să arăți cea mai bună parte a ta, dar dacă nu vrei ca trăsura să se transforme într-un dovleac, stabilește-ți niște limite. Sfat, luna aceasta ai tot ce ai nevoie pentru a reuși, cu toate acestea, ar trebui să-ți moderezi reacțiile atunci când ești respinsă sau refuzată, în schimb, încearcă să accepti ceea ce nu-ți se potrivește, cu siguranță te vei îndrăgosti în ianuarie. Sentimentele te pot copleși cu totul și pur și simplu nu vei putea rezista. Cine va fi, un nou ales, sau o a doua lună de miere va începe cu cineva care există de mult timp, depinde de tine. Crezi că nu poți fi afectată? Cum altfel poți? Principalul lucru este să te conectezi la unda corectă. Ceea ce ar trebui să evite vărsătorul sunt informațiile neverificate despre cei dragi. Mulți oameni au despus ceva. Și cel mai important, de ce? Până nu ești sigură 100% că ți s-a spus adevărul, nu trage nicio concluzie și nu da vina pe nimeni. Copiii vor avea nevoie de laudele tale. Chiar dacă meritele lor nu sunt atât de mari, este important ca ei să știe că reușesc să înțeleagă că poți să ajungă în viitor la succes. Dacă încă nu te-ai hotărât ce să faci cu copilul tău, la ce activitate sau hobby să-l trimiți, atunci luna aceasta te așteaptă un indiciu sau o ofertă interesantă. Sănătatea Biopotențialul redus al vărsătorului este încărcat nu numai de un sistem imunitar slăbit, ci și de o exacerbare a bolilor cronice. Prin urmare, în ianuarie, îngrijirea de sine este o prioritate. Vărsătorul în ianuarie ar trebui să se miște mai mult pentru a simți un val de vigoare și forță, dar în aer liber, în ciuda tuturor beneficiilor sale, ar trebui să fii atentă. Poți aluneca atât în timp ce mergi prin parc, cât și atunci când te traversezi carosabilul. Prin urmare, este important pentru tine nu numai să fii îmbrăcată pentru vreme, ci și dacă pantofii sunt comozi. Picioarele, mai ales gleznele, sunt foarte vulnerabile luna aceasta. Banii, în ianuarie, nu vei fi prea încrezătoare în tine. În abilitățile tale, dacă mediul nu te ține în formă bună, poți sări peste luna aceasta cu totul, fără să faci nimic, creând doar aspectul muncii. Le va fi mai ușor pentru cei care lucrează în companii mari cu responsabilități clar repartizate, acolo unde se aplică principiul, dacă nu vrei, te forțăm, și timpul tău de nefuncționare va fi pe conștiința conducerii, în plus, vor fi eforturi scurte. Dar cei care sunt propriilor șefii vor supraviețui unei luni dificile. Poate o pauză cu comenzile, o dezvoltare nu foarte reușită a unui proiect. Totuși, nu ar trebui să intri în panică și să te oprești. Da, eficiența muncii tale nu va fi mare, dar aceasta este o stare de faptă temporară. Situația financiară va fi confuză și contradictorie. Dacă există probleme controversate, Sumene specificate sau termene de plată, este bine să nu te ocupi de asta acum, dar atunci când apar bani, zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!